Nu doar atât, însoțim o prințesă într-o misiune oficială regală! Fii serioasă, nu e mare lucru. Întotdeauna trebuie să fie o prințesă la târg. Anul trecut a fost prințesa Cadența, anul ăsta sunt eu. E doar o formalitate. Sunt sigură că nu mă va băga nimeni în seamă. Priviți! E prințesa! E uimitor! S-ar putea să mă înșel, dar cred că te-au băgat în seamă. Micii ponei, micii ponei, n-am știut. Până când pe voi v-am cunoscut. Aventuri și voie bună și o inimă mare cu toți împreună. Să fii bun, ce ușor poate fi. Cu un strop de magie sigur vei reuși. Micii ponei, prietenie îți oferă dacă vrei. Micul meu ponei, prietenia este magică. Vai, ce frumos! Așa e! Târgul negustorilor este pur și simplu divin. Găsești tot ce vrei aici, dacă ai ce să dai la schimb. Nu! Să facem schimbul. Mulțumesc, Twilight! O îndoitură, o gaură sau un colț rupt și revista de benzi desenate cu superponei nu ar mai fi în stare perfectă. Și dacă vrei asta, trebuie să dai la schimb una perfectă. Wow! Wow! Uite, prințesa! Dacă ești invitată undeva cu o misiune de prințesă, e normal să te aștepți să fie zarvă în jurul tău. Trebuie doar să rezolv neînțelegerile și să stabilesc dacă târgul e corect sau nu. Și cum regula e că un târg e corect atâta vreme cât ambii ponei primesc ceea ce vor, nu există neînțelegeri. Deci nu e nevoie ca vreun ponei să mă trateze ca pe un invitat special. Bună! Te pot ajuta cu ceva? E aici un ponei care are o primă ediție cu autografa cărții Îndrăzneața Dan, căutarea statuii de safir. Și eu o voi obține. Am strâns primele ediții de la toate cărțile cu Îndrăzneața Dan, mai puțin asta. Niciun ponei nu a mai colecționat întregul set și eu voi fi primul. Asta dacă nu a fost deja dată, e singurul exemplar din Ecvestria. Oh, nu! Nu mi-ar plăcea să văd că ești dezamăgită. Eu am vrut să dau la schimb acest fluier pentru un fluier pentru păsări, dar cartea pare importantă pentru tine. Deci dacă vrei să te ajut mai întâi... În mod normal ți-aș fi refuzat ajutorul, dar ai dreptate, e foarte important pentru mine. Trebuie să obțin cartea. Bine, mă duc să arunc o privire la taravele cu vechituri. Ai spus vechituri? Obiectele vechi și rare au ajuns la modă acum. Vreau să obțin și eu ceva vechi. Sper că am adus suficiente obiecte pentru schimb. Da, te înțeleg, Rarity. Hei, dacă ne-am reuni obiectele de dat la schimb... Reunim? Așa, dacă una dintre noi găsește un obiect foarte valoros... Sigur îl va putea obține! Cine ar putea refuza să ofere la schimb un singur obiect pentru o mulțime de obiecte diferite? O, da, e absolut genial! Cât mă bucur că am o prietenă ca tine! Și eu mă bucur! Atunci, să mergem la cumpărături! Alteța ta nu ar trebui să se ducă la loja regală? Poate că sunt prințesa de serviciu, dar asta nu înseamnă că trebuie să stau singură aici și să nu fac nimic. De când am devenit prințesă, Celestia îmi trimite tot mai multe cărți. Biblioteca e supraîncărcată și m-am gândit că dacă tot sunt aici, aș putea da la schimb niște cărți de care nu mai am nevoie. Îndrăzneața da în căutarea statuii de safir. Acolo e! Prima ediție a cărții Îndrăzneața da în căutarea statuii de safir! Încă nu a fost dată! Ai noroc! Și asta pentru că îți dau la schimb cel mai valoros obiect al meu. Potcoava norocoasă! Nu-mi trebuie! Poftim? E doar o potcoavă veche și ruginită. Nu valorează nimic pentru mine. Dar cum va obține Rainbow Dash cartea pe care și-o dorește? Nu va obține. Doar dacă îmi poate da așa ceva. Oh, un câine cu două capete, ce drăguț! Poneiul care se ocupă de standul de animale străvechi nu-și dorește nimic de la mine. Dar dacă mi obții câinele, îți dau la schimb cartea pentru el. S-a făcut! Nu știu cum, dar până la urmă vom obține acel câine. Oh,
Jack, cât mă bucur că te-am găsit! Și eu, nu-ți va veni să crezi! Am găsit un obiect vechi și valoros și îl voi obține în schimbul obiectelor noastre! Hopa! Hopa! Și? Unde e acel obiect vechi și valoros pentru care vrei să dai tot ce avem? Acolo! Unde? Chiar acolo! Dar nu văd decât o tavă de plăcinte veche și îndoită. O tavă de plăcinte retro și îndoită. Metalul folosit face ca plăcintele să se coacă cu 5 secunde mai repede. Nu se mai fac tăvi ca pe vremuri. Mă bucur atât de mult că mi-ai arătat-o. După ce vei vedea ce am găsit eu, nu vei mai dori să țirosești obiectele noastre pe așa ceva. Uite, Applejack, ce broșă veche și superbă! E unicat! Arată exact ca broșa pe care o porți deja. Da, poate părea la fel, dar eu știu că e mai veche și de aceea e deosebită. Dar nu are niciun sens. Pun pariu că dacă le-aș schimba, nici n-ai ști să le deosebești. Oh, lasă-i urelile, sigur că ști. Deci, care este cea veche? Aceea, desigur. Ha, e o cacealma. Da? De unde știi? Păi, pentru că... Oh, nu știu! Pentru că broșa pentru care vrei să schimbi toate obiectele noastre e la fel cu cea pe care o ai deja. Nici un ponei n-ar putea să le deosebească. Mai ușor poți deosebi două broșe decât o tavă îndoită care coace plăcinta cu 2 secunde mai repede. Cu 5 secunde mai repede! Ce cățel cu minte, cu 2 capete ești! Gata, încetează! Ei, haide, nu începe și tu! Bine, văd că ești ocupat, deci îți voi spune totul direct. Vreau să dau la schimb potcoava asta pentru câine. Nu! Șezi, băiete, să nu spargi lampa! Deși mi-ar prinde bine o altă lampă. O tarabă întreagă, plină cu lămpi în formă de haos? Îți vine să crezi? Văd că găsești de toate la târgul ăsta. Îmi dai o lampă pentru o potcoavă ca să o pot da la schimb pentru un câine și să obțin o carte? Nu! Dar aș da o lampă la schimb pentru o găină bibelou. Grozav! Dar ce fel de găină bibelou? Am tot felul de găini bibelou. Cloști albastre... Gri pestrițe. Ah, super! Deci dai una pentru o potcoavă ca să o dau la schimb pentru o lampă pe care să o schimb cu un câine și să obțin o carte? Păi, să mă gândesc. Nu. Dar aș da la schimb una din găinile mele pentru o cupă de cristal. Stai puțin! Avem nevoie de o cupă de cristal ca să o schimbăm cu o găină pe care să o schimbăm cu o lampă pe care să o dăm la schimb pentru un câine. Tu ce vrei în schimb? Cred că vreun obiect țăcămit din capătul celălalt al târgului. De fapt, mi-ar prinde bine o potcoafă puțin ruginită. Da, dar unde să găsesc-o? Oh, stai puțin, am așa ceva! Acum că avem cupa, totul va fi floare la ureche. Chiar crezi? Nu trebuie decât să o ducem la standul cu găini bibelou și suntem... Ah! Vrei să dau la schimb toate cărțile mele pentru o pană ruptă? Bine, s-a făcut. Ne-am înțeles. Stai! Ce faci? Încercam să scap de toate cărțile de care nu mai am nevoie. Pentru asta? Tu chiar îți dorești așa ceva? Păi, nu chiar, dar nu mai am loc în bibliotecă, așa că... Vai de mine, vai de mine! Nu vine să cred că era să se întâmple așa ceva! Dar din fericire nu s-a întâmplat datorită mie. Ce vrei să spui? Potrivit regulamentului, un schimb e corect dacă ambii ponei se aleg cu ceva ce își doresc. Nu poți încălca regulile! Te-a văzut cineva făcând asta? Nu cred că te-a văzut. Dar tu nu vei spune nimic, nu-i așa? Glumeam! Sau nu? Uneori nici eu nu mai știu. Știi, dacă vrei să vizitezi restul târgului și să schimbi obiectele pe care le-ai adus... Nu, am venit doar să mă uit. Nu plec nicăieri și nu te voi lăsa să mai faci o așa greșeală. Hei, poneilor, veniți încoace!
Nu încet, veniți în galop aici pentru a avea șansa de a obține la schimb marfa unică ce aparține oficial unei prințese! A durat o veșnicie. Să sperăm că arată bine. E perfectă! Perfectă pentru mozaicul de cioburi de cupă la care lucrez. Bine, deci ce fel de găină bibelou vreți? Am găini pestrițe, maro, gri... Oh, nu! Bunăiul care vrea bibelouul nu ne-a spus ce fel de găină dorește. Uite cum facem! Eu sunt rapidă, zbor la taraba cu lăm ca să aflu ce fel de găină vrea. Nu lăsa niciun ponei să ia vreo găină cât timp sunt plecată. Ai înțeles, Fluttershy? Cu creastă, fără creastă... Bine, pot face asta, trebuie cred. Doar să vă hotărâți. Știi? Nu lua nicio găină. Decât dacă vrei, neapărat. Da! Valea! Du-te tu, rămân eu. Cum nu putem lua amândouă ce ne dorim, eu voi fi prietena mai bună. Îți cedez obiectele noastre, ia-ți ce vrei. Eu sunt o prietenă uimitoare. Chiar dacă vrei să le dai la schimb pentru ceva ce n-are valoare, ia tu toate obiectele. Cum îndrăznești să mă las să iau ce vreau? Ce fel de prietenă mă crezi? Tu vei lua ce-ți dorești. Ba nu, tu! Nu, tu! Alo? Am adus găina pe care ai cerut-o. Alo? Unde-i poneiul ce se ocupă de dugheana asta? În pauză? Da! Aceste cărți au făcut-o pe Twilight, prințesa care e. Până să le citească, era un nimeni, un zero barat. Hei! Apoi a citit cărțile astea și voilà, e prințesă. Deci, cine vrea să înceapă licitația? Eu! Așteptați puțin, vă rog. Pinky, apreciez ajutorul tău, dar nu sunt sigură că-mi place situația asta. Niciun ponei nu ar trebui să-mi cumpere cărțile doar pentru că sunt prințesă. Nu sunt mai bună ca vreunul din ei. Știu că nu ești mai bună ca vreunul din ei. Lasă-mă pe mine să mă ocup. Oh, am pomenit cumva că prințesa Twilight a primit cărțile astea de la prințesa Celestia? Oh, stai puțin, doar nu vrei să spui că... Oh, exact! Prințesa la dublu! Da, 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 vreau să, vreau cumpăr! Să cumpăr! Iată-l! Uite ce e, știu că ești în pauză, dar trebuie să-ți deschizi taraba ca să ne dai o lampă. Îmi pare rău, fetelor. Am făcut schimburi toată ziua. Stomacul îmi spune că trebuie să mănânc un hamburger cu ovăz. Haide, te rugăm. Te rugăm tare, tare frumos. Îmi pare rău, stomacul nu mă lasă. Dar schimburile se încheie la apus. Nu! Am o idee. Următorul. 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 Aproape am reușit. Atâta vreme cât creatura asta nu ne neacă cu bale. Oh, e un animăluț cu două capete plin de afecțiune, nu-i așa, Cuțu? Nu, insist ca tu să te duci să-ți iei ce vrei. Sunt o prietenă bună și sinceră, să știi. Iar eu prea generoasă ca să te las să fii mai prietenă ca mine. Trebuie să ne grăbim! Nu vom ajunge la timp la tarabă din cauza mulțimii! Fluierul meu pentru urși.
sigur. E doar un fluier pentru urși. Nu-l puteam da la schimb pentru ceva care să-mi fie mai drag ca tine. Bine, târgul se închide îndată, dar am reușit. Am dat la schimb o cupă de cristal pentru o găină bibelou și găina pentru o lampă și lampa pentru un câine cu două capete, exact cum ne-ai cerut. Poftim! Și unde-i cartea mea? Da, vezi tu, nu-mi mai doresc un câine cu două capete. Dar acum ce ne facem? Vai de mine, vai de mine! Ce căței cu minți! Hei, ai spus că vrei un câine cu două capete! M-am uitat bine la câinele ăsta în ghereta cu fiare antice. E țăcănit! Nu-mi doresc așa ceva în casa mea! Gata, gata, fii cu minte, cuțu! Trebuie să știi cum să te porți cu ei. Dacă îi dresezi cu răbdare și ți-ai un mop pentru bale, ai niște animale minunate! Gata, gata, bine, bine, facem schimbul. Da! Dacă ea vine cu noi să stea în Common Hatton până când îl dresează. Vai, durează destul de mult să dresezi un câine cu două capete. Probabil că voi sta departe de Ponyville nici nu știu câte luni. Dar dacă asta ți dorești cu adevărat... Deci facem schimbul? Sigur că-l facem! Da, am reușit! Fluttershy, îți vine să crezi? Oh, nu! Oare ce-am făcut? Cine are un obiect suficient de valoros pentru a-l da la schimb pentru cărțile de prințesă ale prințesei Twilight pe care le-a primit de la prințesa Celestia? Eu! Aici! Eu! Ei, haide! Acestea sunt cărțile pe care prințesa le citea toată noaptea, fără lumină, în afară de cea a propriului corn. Pare amuzant, dar nu suficient de amuzant. Acestea sunt cărțile care au făcut-o pe Twilight prințesa care e. Deci cine are obiecte demne de schimbat? Dacă așa pui problema... Eu n-am așa ceva. Nici cărțile astea nu sunt atât de grozave. Ba da, sunt. Dar parcă voie să scap de ele. Niciun ponei nu avea ceva destul de valoros pentru a le da la schimb cărțile mele. Și nu pentru că au aparținut unei prințese, ci pentru că m-au ajutat să devin persoana de azi, exact cum ai spus. Asta e cartea de care am fost absorbită când Spike a ajuns la concluzia că e dator lui Applejack. Și asta mi-amintește de ziua în care am primit-o, care e ziua în care v-am întâlnit. Poate că nu voi mai simți nevoia să le citesc, dar asta nu înseamnă că nu sunt valoroase. Am înțeles asta acum datorită ție, Pinky. Ți-am spus că mă ocup eu. Twilight! Trebuie să spui că un târg nu a fost corect, repede! Am ascultat ce au spus ambele părți și îmi pare rău, Rainbow Dash. Am copitele legate. Ai spus că a fost un schimb corect. Da, așa am spus, dar m-am înșelat. Îmi doream acea carte, mult. Am spus că mi-o doresc mai mult ca orice altceva în toată Equestria, dar nimic nu valorează mai mult ca o prietenă. Și poate că am uitat asta pentru o clipă, dar e adevărat. Deci acest târg nu poate fi corect sub nicio formă. Ei, haide, ăsta e cel mai drăguț lucru pe care l-am auzit. Bine, târgul se anulează. Da! Declar această judecată și ediția din acest an al Târgului Negustorilor din Cascada Curcubeului oficial închise. Uh-huh! Știu că nu e teava pe care ți-o doreai, dar sper că ți-va plăcea. O vechitură mai ruginită n-am găsit. Ei bine, eu cu obiectele mele ți-am cumpărat asta. Și știu că ți-va plăcea, pentru că ții într-un sertar nestemate care arată la fel fără a fi purtate. Deci cu asta sper că s-a lămurit care e prietena cea mai bună. Ei, haideți! Amândouă ați renunțat la ceea ce vă doreați pentru a face ceva pentru cealaltă. Ăsta e cel mai grozav lucru pe care îl poate face un prieten. Hei, unde e cățelul dublu? L-am dat la schimb pentru ceva mult mai bun.
Ei, ca să vezi, am și eu îndrăzneața Dan căutarea statuii de safir. E un volum vechi și ieftin. Nu se compară cu o primă ediție scumpă. E și mai bine, pentru că o pot citi alături de toate prietenele mele. Au dublat în limba română Carina Chereji, Iulia Tohotan, Olivia Fodor, Ioana Perneș, Alina Leonte, Denisa Chiș, Lucia Rogoz, Radu Tudor. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.